Salutare dragilor și bine v-am regăsit la Minecraft după, cred că mai bine de un an, doi ani. Ne-am reîntors din nou acest joculeț și data aceasta avem un invitat special, Cătălin. Salut! El se va alătura de mine în această serie. Suntem pe versiunea 1.2.21, da? Da, da. Avem frumos sodium, shaders, mamă, nebuneli. Uai. Easy. După cum vedeți, am găsit aici un village, ne-am spawnat destul de aproape de el. Și acum o să începem și noi frumos. El și-a deja târnă cop, chestii. Păi, te așteptam cumva. Eu am stat afeca vreo jumătate de oră să-mi fac shaderile să meargă. Dar într-un final am mers. Munca grea. Asta este. Se mai întâmplă. Avem și texture pe cu Vanilla Twix. Pentru cine e interesat, o să pun un link în descriere. Yay. Mersi. Dar avem și mai multe data pe curi. Mob heads, player heads. De-astea de multiplayer sleep. Quality of life, mare parte. Aici și niște piatră, nu fac și o tână cop să nu fac de lemn. Mă gândesc, să-ți dau sau nu-ți dau? Ce-mi dai? Ia că poate bag eu Friendly Fire înapoi. Ia. Îți dau și mâncare, te crezi că aici capul copilul meu și ce faci? Bă, trebuie să mă înveți ce trebuie să fac pe jocul ăsta, că n-am mai jucat de mult. Mamă. Sunt noobie. Numești videoclipul noi de început. Pe bune. Sper că de data asta chiar o să mă țin și nu o să fac al patrulea videoclip cu marea revenire, doar ca apoi să nu mai postez un an. Ups. Bă, am eu pietră dacă avem nevoie. Mică greșeală. Mi-am făcut și eu niște. Bă, dar performanța pe ăsta e insane. Adică eu în momentul de față, dacă vă gândiți, ca să vă gândiți așa, nu știu dacă se vede și pe video, am 100 și ceva de frame-uri. Cu shader plus filmare. Bă, că-ți stai aici și plec. What? În pământ? L-ai găsit? Ce da. Wow! Minunat. Mi-am adus aminte de lumea de creativ. Da, s-a dus și seria de Minecraft. Deci ca idee, dacă vă întrebați de ce m-am lăsat eu de Minecraft, aveam o lume de creativ cu o tonă de construcții pe care v-am să le fac pe episoade când mai eram eu un SMP-uri și etc. Ghiți ce, am pierdut lumea aia. Am pierdut și lumea cu o bază de voiam să o fac, o bază la care am lucrat săptămâni și era insane. Ajunsese la un design super frumos. Și s-a pierdut și lumea aia. Da. Da, băi, deci am mers și am căutat un village și... Oh, ai zis să nu mai am... Ups. Zic eu ce face el. Upsi. Dacă omorai lângă ore, o să mă atace dacă respawnează altul? Da. Ok, atunci nu mă omor. Lasă-l. Sau nu. Ia să vedem, nu mă risc. Zic, lasă-l. Deci, bun, aici ne facem casă, cred. What? Păi, mai... Nu-ți place? Am uitat ce vreau să craftez. Dar nu prea-i plat pe aici. Bine, e încolo, vale. Facem în apropiere. Azi dai seama că se face în apropiere, dar nici prin apropiere nu văd ceva promițător. Am găsit. Da. Bătaie de joc. Uite o pisică, o fugăresc. Ce făceai? Dă-i somon, dă-i... Face miau, a făcut miau. A făcut miau. Așa. Neau. Zi mă, hai să căutăm alt village, că nu-mi place ăsta. Păi hai. Găsi deja? Da. Ce ai luat din el? Ai luat iar tot loot-ul? Da. Cooked cod, de ce nu l-ai luat? Nu m-am luat deloc. Ce ai luat? Ai luat diamonds? Nu, iron. Nu a branceat. Ai luat iron? Pune la jos. Ai luat iron? Păi dă-mi și mie, că tu ai tână cop și scut. Dă-mi măcar să-mi fac un scut. Nice. Mai vrei? Nu, e ok. Yeah. Mai am încă o bucată, aici. Nice. Ia. Hai, oricum. O să-mi fac doar pickaxe și un scut și posibil mai țin restul.
pe bune zic. Uite. Am ajuns. Sakura. Yo, ce mișto arată. Wow. Și cad din ei. Sakura, what? Am luat pink petals, pot să pun pe jos. Wow, ce mișto e, dude. Genial. Biralis, uite. Dar tu n-ai pe Biralis. Trebuie să facem un campfire ca să luăm beehive-ul ăsta. Eu o să fac fermă, da. Dar bine. Mama, avem două beehive-uri aici. Ne facem aici casa? Da, bineînțeles. Unde? Eu vreau să explorez puțin să văd ce e pomilor. Nu știu unde te-ai dus. Tot în băiamul ăsta. Ajung și noi în village frumos. Al treilea village. Da. Sperăm că și ăsta e mai... Și ăsta e pârnaie. Pare pârnaie, pare pârnaie. Opa! Ia smoker-ul ăla. Smoker! Are vacă. Ba, are deja două vaci aici. Rege, legend. Mamă, dar e mic, rău village-ul ăsta. Bă, ce-s bă village-urile astea mici? În fine, locația e bună, îmi place locația. Avem Sakura încolo. Unde putem să ne facem castel sau și aici chiar. Păi e destul de plat pe aici. Și pe aici, pe dealurile astea, destul de mult loc, mai ales acolo, peste ocean, pare destul să de plat. Să ar fi o idee să facem, cum se numește? Cu Sakura 3? De, nu. Un fel de village rebuild. Ar fi de late game. Vino la mine. După ce ne stabilim undeva. Treci peste râu. Uite-mă în fața ta. Să cu Sakura, dar nu știu să construiesc cu Sakura. Aici bă, e genial aici. Mamă. Avem și village-ul aproape. Eu fac, ne facem două, că eu vreau să fac casa mea. What, am bine. Dat shader reload, am dat reload la shader. Nu știu că pot să faci chestia asta. Am dat din greșeală, nu știu cum am făcut-o. Și vrei să mă duc F3 eu în altă să fac? Aia mea? Aia F3 râie. Și unde vrei să te faci? Vrei să ne facem casele puțin mai departe și le unim până Nether doar? Departe? Cât de departe vrei? Hai să facem amândoi relativ aproape de village, adică eu fac... 400-500 de blocuri. E prea departe, mă. Sau cum vrei, na. Eu zic că, uite, da, eu îmi fac da, aici pe delușorul ăsta și tu îți faci pe urmă pe ăla de acolo sau ceva. Ce era frumos să găsim, mă? O insulă. Ne. Vreau să fie frumos aici. Cineal de mare. Eu aici am fac asta, mi-am stabilit. Uite, fix aici. Că e destul de mare locul. Care sunt coordonate? Coordonatele? Asta. Aici suntem ok. Și eu aici îmi marchez așa, cam cât de cât plotul. Uite, cam așa. Nu o să fie atât de mare, probabil, dar ceva de genul ăsta o să fie. Aici să faci casă? Da, nu-i bine. Bă, știi ce n-am la noi? Ce n-am la noi? Prus de la spus. Îmi fac cu, cred că mă duc și mi-au niște Sakura, îmi fac cu Sakura. Cred că mă duc îmi iau Sakura și apoi revenim cu build-ul casei. Ok, bine v-am regăsit. Am făcut aici, după cum vedeți, pădurea de Sakura, o mini pădure, mă rog. Și am niște Sakura 3, ăsta log, cherry log. Niște sprus, m-am dus, am luat o pădure încolo și vreau să-mi fac și o căsuță tematică așa Sakura, așa că o să fac un timelapse, din păcate first person, pentru că nu este încă replay modul lansat pe 1.21, dar sper să fie enjoyable pentru voi. Da, între timp a intrat și Matei pe server, așa că vă las cu timelapse-ul.
Deci, pe total, asta este că soța mai adăuga niște frunze matei, că eu nu mă pricep să le pun. Combinația așa de ou cu sakura sau blossom. Zic că arată destul de bine. Și așa un mic path cu niște floricele. Și apoi intri în interior și e o cutie de casă. În fine, asta e partea a doua, dar nu l-am făcut-o pentru spațiu. Am făcut, adică pot să-mi pun aici niște fărnesuri sau chesturi și fărnesuri pe aici. Adică e loc să văd exact cum o organizez eu. Poate să pun patul așa. Jos, fie mai mult loc de chestii. Da. Cam asta e căsuța. Da, sper că... Ui, n-avem și un cal. Sper că v-a plăcut episodul, o să închei aici. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să continui sau dacă vă place seria și poate idei de build-uri. Și mulțumesc mult de tot pentru vizionare. Nu uitați să dați acolo un like dacă doriți, dacă v-a plăcut videoclipul și un comentariu. Și noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa!